Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Benzinările rezistă. Eu sunt foarte atent la benzinării când vin spre București. Ai mai făcut mercurialul? Da, fac în fiecare dimineață mercurialul, sunt din ce în ce mai îngrijorat, cred că mi-o electrică. Serios, încep să mă gândesc serios la electrică, pentru că benzina a ajuns, ieri am alimentat că n-am mai avut încotro, mergeam pe vapori. Așa. De benzină și m-am oprit în disperare de cauză. Și cred că erau și foarte mulți care au avut exact aceeași atitudine. Era coadă la benzinărie pentru benzină de 6 lei și 10 bani. Benzina coadă de 95, benzină de 95, că nu ne permite mai scumpa. 6 lei și 10 bani era coadă. Am stat 20 de minute să alimentez. În dimineața asta 6 lei și 12 bani și am văzut la o benzinărie 6 lei și 14 nu bani. Nu e clar că trebuie să schimbi dealerul de benzină. Ce că dealer? Am alimentat cu 5,95 azi dimineață. Unde la prima oră. Unde cu 5,95 să spui că mă duc? E Barbu Văcărescu, una lângă alta. Da, mai am o canistră. Dar crezi că e o conspirație de asta la nivel mondial ca să ne împingă în electrice? Nu cred că e o conspirație, cred că se bucură mult acum, că anul trecut n-au putut să crească prețul și acum să reia activitate economică. În starea de urgență, ți amintești când ajunsese 4 lei jumate? Da, ce vremuri era. Să iei și să o pui într-o cană și să arunci pe geam. O să folosim benzina, deci o să vândă în esențe mici. O să în sticluțe mici de esențe tari, știi? O să fie parfum. În câțiva ani, sigur. Uh-huh. Deci o să, deja să știi că au început să apară parfumuri. Parfumuri cu miros de benzină. E, dragi. Cu miros de gaze se mai dă în tramvai, am remarcat, dar uite, Ford a lansat acest parfum, îi spune Mach O. Mach? Adică Mach, de la modelul electric Mustang Mach E. Scot, da. S-au luat scos deja un Mustang de ăsta, un SUV. E un SUV electric sport și sticla de benzină, adică e pe bune, chiar vând asta, sticla de parfum, sau mă rog, o să vândă, arată ca o pompă de benzină, în miniatură. Uh-huh. Și, da. De ce? Pentru că mai mult de două treimi dintre cumpărătorii de mașini electrice spun că le lipsește mirosul de benzină de la alimentarea cu carburant. Și o să facă brăduți. Da, brăduți cu miros de benzină. Dar să-mi spună mie, când erai mic, nu stăteai în spatele trabantului să miroși benzina? Ba da, corect. Mamă, mirosul ăla de gaze de trabant. Dar trabantul era ceva deosebit, că era amestecul ăla. Da, era amestec cu ulei. Deci punea, ce benzină se punea acolo regular de 72, cât era pe vremea respectivă, și se punea ulei. Da. Și de-aia scutea și fumul albastru. Ai mers cu trabant? Da, nu să-l conduci. Aveam un prieten care avea o casă de vacanță la Brebu, da. Și mergeam acolo și acolo aveam un amic de-al lui localnic din Câmpina. Dar era trabant combi sau berlină? Era trabant, nu. Berlină sau combi? Trabant berlină. Așa. Și ne lua, noi eram 4 băieți și cu șoferul 5. Da. Și am mers cu el odată, trebuia să alimenteze și am fost la benzinărie și am văzut, nu mai văzusem până atunci cum se alimentează un trabant. La trabant se punea în motor. Ulei, direct ulei și benzină în același loc. Da. Nu știu ce era acolo. Pe undeva pe probabil acolo. Motor. Da. Și după aia amestecai. Amestecai cu un făcăleț în aia. Exact. Deci era o scenă, adică ăla s-a dat jos să alimenteze. Da. Și la un moment dat l-am văzut pe geam, că noi stăteam de vorbă, l-am văzut că amesteca acolo. Exact. Și ce faci, tati? Păi, ce să fac, alimentez. Păi și de ce? Asta, nu, domnule, zice că așa se face. Da. Da, asta. Altfel foarte viu, adică ne ducea pe toți 5 pe serpentine, că e un pic de urcat acolo. Era altă mecanică pe vremea aia. Noi n-am avut mașină în familie. Am avut o prietenă, taică-s-o avea un Aro 244 pe motorină. Mamă, era boier, tipul. Și într-o iarnă, într-o dimineață, m-am trezit eu la prietena mea și l-am văzut pe tatăl fetei, care era cu un șomoioc de ziare, l-a aprins, s-a băgat sub mașină. Și mi-a sărit inima, am crezut că a nebunit, ai crezut și că vrea să dea foc la mașină, să arunce în aer totul. Și după aia mi-a explicat că nu, iarna când e ger, motorina se încălzește cu flacără pe dedesubt. Asta cu flacăra, am avut o asternă discuția cu camioanele care încă mai funcționează pe această metodologie barbară. Și ca să închei cu parfumul de la Ford, Mach nu știu ce, Ford spune că noul parfum are nuanțe de mașină nouă, benzină și chiar ceva subtil. Eu citez acum din comunicatul de marketing. Da. Ceva subtil care aduce miros de animal, de cal. Apropo de Mustang. Ai prins-o pe asta? Da. Ai înțeles? Asta cu mirosul de cal, cu parfum de cal, încă se dau zilnic o mulțime de români în țara asta, deci pentru noi nu o să fie nicio noutate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.